Bună! Eu sunt Ela, bine ai venit sau ai revenit pe canalul meu. Astăzi avem un nou video. Pentru videoul de astăzi am pregătit împreună cu Ana, pe YouTube, pe ea o găsiți cu canalul Do You Glow, un video despre rochițe de vară. Înainte vreau să vă spun câteva lucruri despre Ana. Ea este din București, studiază în București. Pe canalul ei găsiți vloguri, experiența de în facultate, unboxing-uri și așa mai departe. Îmi plac mult de tot clipurile ei. Vă uitați la clipurile ei, o să vedeți naturală. Iar clipurile ei, să știți că nu sunt foarte lungi. Cred că cel mai lung pe care l-am văzut a avut 12 minute. Da, cam așa, cam 12 minute. Este o fată foarte drăguță, care îi mulțumesc că m-a abordat și sper în tot sufletul să crească cât mai repede în această comunitate. Am să las în descriere canalul ei de YouTube, dar și linkul către videoul de colaborare. Îi mulțumesc o dată foarte mult pentru că ea m-a abordat să facem această colaborare și să-i dăm drumul videoului. În videoul de astăzi vorbim despre rochii pe care eu le aleg vara. Videoul acesta vine după alte două videoclipuri despre haine, în care v-am arătat din nou câteva rochii și pe acelea m-am gândit să nu vi le mai arăt. Vreau să vă arăt rochile care mi-au rămas, rochile pe care eu le am în colecție, rochile pe care eu le port vara, în special vara aceasta am purtat foarte mult dintre aceste rochi. Am și rochii pe care încă nu le-am purtat niciodată. Și 2, 4, 6, am 7 rochii. Am să încep cu o roche foarte, foarte elegantă. Este aceasta de la Calvin Klein. Mie îmi place foarte mult această rochie, chiar dacă folosesc extrem de mult cuvântul foarte, 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 foarte. Să știți că această rochie este o rochie superbă, arată atât de bine pe mine și se mulează atât de bine pe corp și vreau să vă spun că este cea mai confortabilă rochie pe care am avut-o. Materialul ei este mai grosuț, ea merge purtată și toamna și am de gând să o port toamna cu cizmele mele lungi peste picior, de care mi se tare, tare dor, pentru că iarna trecută, cum am avut piciorul mai gros, nu le-am purtat. În spate are un detaliu foarte frumos, acest fermoar cu chestia asta rotundă, superbă, iar umerii sunt cei mai faini, vă zic, umerii sunt așa bufanți, dar o să vedeți mult mai bine cum arată această roche pe mine atunci când o probez. Superbă, nu am ce să spun. Eu mi-am cumpărat-o din Statele Unite, din magazinul Marshall, cred că. Acest magazin este un magazin în care se găsesc haine și produse de firmă la prețuri rezonabile. Mai departe, vreau să vă arăt această rochiță. Ea este de la Dorothy Perkins. Este făcută în Marea Britanie. Iar această roche are o semnătate foarte frumoasă pentru mine, pentru că aceasta este rochea pe care am purtat-o la absolvire. Are un imprimeu foarte frumos cu lalele și alte flori pe care nu le cunosc. Așa de un roz pal cu această încrețitură la umeri, la mânecă, să-i spunem. Este o roche pe stilul mamei mele. Cred că am una sau două care sunt rochii peste genunchi. În spate se închide cu un năsturel din acesta foarte simpatic, micuț, care nu se vede absolut deloc, mai ales dacă ai părul desprins. Este o roche foarte lejeră și am făcut cea mai bună alegere atunci când am luat-o și am purtat-o la cursul festiv acum 2 ani, că deja am terminat și masterul. Despre următoarea roche vreau să vă spun că am fost atât de supărată că nu am putut să o port anul trecut. Primesc complimente de fiecare dată când o port. Este o roche peste genunchi. Așa cum îmi place mie, din voal, este petrecută, dar să știți că ea este cusută, nu pot să o îmbrace așa una peste alta, dar am fost foarte supărată anul trecut că nu am putut să o port, pentru că eram prea greasă și arăta foarte urât pe mine. Adică ea nu arată urât, dar aveam burtica prea mare și atunci arăta ca un balon, n-am cum să zic. Este o roche pe care mi-am cumpărat-o din loft, tot așa din Statele Unite, dintr-un outlet. După cum vedeți, este roz. Îmi place mult de tot această culoare. Mi se pare că mă avantajează destul de bine. Aici, la mijloc, are un elastic și se poate lega cu... Trebuie legată și cu un cordon, că altfel o să cadă. Ea are un decolteu foarte adânc, dar să știți că eu i-am pus și o astfel de chestie pentru că nu mă simțeam confortabil. Este în mărimea XL și îmi place. Îmi place și este foarte răcoroasă. Cred că este rochea pe care am purtat-o cel mai mult până acum vara aceasta.
mai am o rochie din Statele Unite și gata, am terminat. Este vorba despre această rochie de la Calvin Klein, care vine cam așa. Acesta este umărul, este cu umărul gol, dar nu expune foarte mult, pentru că mai vine și această chestie așa foarte, foarte fain pe umăr. În fața are aceste piseuri care arată bine, dar nu bine, foarte bine pe partea din față, pe partea unde sunt sânii. În spate se închide cu nasture de acest fel, foarte frumos și mic, care este foarte fain, de același material ca și rochița. În talie are tot așa un elastic și se leagă cu un cordon. Acesta este foarte lung și gros și trebuie să-i faci fontiță. Este o rochie pe care am vrut să port la un eveniment foarte important, doar că am aflat apoi că trebuie să port ceva și mai elegant. Dar este o rochie pe care o aleg de multe ori. Este o rochie foarte ușor de purtat și îmi place de numai. Dar mai mult îmi place cea pe care v-am arătat-o înainte. Însă, îmi plac toate rochile, nu știu. În ultima perioadă să știți că am purtat foarte mult rochii, pentru că sunt ușor de îmbrăcat, imediat o iei pe tine, ți-ai sandale și pusițeau, ești cea mai faină. Această rochie o am din câte țin eu minte, o am din CNA. Da. Ea arată așa. De fapt, este un galben muștar, doar că la camera aparent nu se vede chiar așa de bine. Este o rochie cu umerii goi. Parcă nu știați că îmi plac chestiile cu merigoi. Am găsit și o rochie cu merigoi. În talie vine tot așa prinsă, cusută și are un elastic. Mâneca vine tot așa cu un elastic, unde are o chestie de asta așa foarte, foarte fluflu. Și jos are un detaliu foarte frumos. Să vă arăt. Așa, aici așa arată jos. Îmi place mult de tot. Este o rochie puțin mai specială, fără flori, fără chestii, dar mi-a plăcut. Însă să știți că o port și pe asta destul de des, mai ales pentru că are umerigoi. Deci știți deja pasiunea mea pentru chestii cu umerigoi, așa că nu am ce să spun. Este o rochie pe care o aleg, este a doua rochie pe care o aleg după aceea pe care v-am arătat-o de la Loft, aceea cu galben. Mai departe, această rochie, care acum este necălcată, este aceasta, este o rochie basic, nu are nicio etichetă, nu are nicio etichetă, adică este ruptă eticheta, nu știu dacă avea sau nu avea, însă îmi place mult de tot și această rochie are o semnătate iară foarte ridicată pentru că am purtat-o la cursul festival lui Claudiu, acum ceva timp, și mi-este din nou bună, îmi place mult de tot, este așa, este deasupra genunchiului. Pe partea de sus vine mai strâmtă, iar jos este așa în cloș, care arată, pentru mine arată foarte bine și îmi place cum arată pe mine. Așa, iar în spate se închide cu un fermoar de acest fel și îmi place că au ales un fermoar care este aceeași culoare ca și rochița, deci nu prea se vede. Plus deasupra vine și un material așa ca să nu se vadă chiar deloc. Este o rochie ușor de purtat și ușor de accesorizat. Adică atunci când am fost la cursul festival lui Claudiu, am avut niște sandale nude în picioare și aia a fost. Este foarte ușor de purtat și este atât de lejeră. În partea de sus este puțin mai strâmtă, dar nu strâmtă în sensul că nu poți să respiri, strâmtă, ca așa e rochea. Și jos e flu-flu. Ultima rochie despre care vreau să vorbesc, pe care să știți că nu am purtat-o niciodată încă până acum. Eu mi-am dorit de foarte mult timp să am o rochie neagră. Așa, My Little Black Dress. Și mi-am cumpărat-o pe aceasta din LC Waikiki. Este din varianta business. Este dreaptă. În față vine cu un decolteu așa foarte deschis. Cu o decupătură de acest fel la mânecă. O am de anul trecut și am cumpărat-o în cazul în care vrea Claudiu să mă scoată în oraș. Și am făcut ce să mă duc, domnule, că na. Dar având în vedere situația pe care o am întâmpinat-o cu toții, a stat mult și bine pe omeraș. Și nici nu mi-era așa bună atunci când am cumpărat-o, dar acum vă spun că arată, uai de mine! Dacă port și lingerie modelatoare atunci când hotăresc să o iau, să o port pe aceasta, vreau să vă spun că arăt, nu bine, foarte bine. Și cred că a fost în jur de 50 de lei, nu mai știu cât am dat pe ea, dar este o roche foarte faină. Și să știți că o roche neagră, simplă, pe care pot să o accesorizez imediat cu orice, niște sandăluțe roșii, crem, albastre, pantofi de care vrei tu,
geantă, dacă vrei, nude sau de care ai tu nevoie și ești cea mai faină din parcare, pentru că o rochie neagră te scoate de foarte multe ori din situația în care nu știi cu ce să te îmbraci. Astea fiind spuse, cam asta a fost tot pentru azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut și să mergeți pe canalul Anei, pe care îl las în descriere, să lăsați un comentariu, să-i spuneți că sunteți acolo din partea mea. Iar în comentarii nu uitați să-mi spuneți care este rochița care v-a plăcut cel mai mult de data aceasta. Sper că aceste 3 videoclipuri care au avut în această lună despre haine nu v-au plictisit și că vă ridică interes, pentru că și luna viitoare am un video, cel puțin un video de fapt, despre haine. Aștept părerile voastre în comentarii. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Vă pup toate cele bune! Bye!